vedeam, observam că se bea alcool. După care începeau să se jignească între ei, să se contrazică și urma un scandal. Ce aude micuța Maria în casă? Jigniri, bătăi, lovituri, o vază, un cuțit, o margine de scaun. Simțeai că părinții tăi se pot omorâ? Da, au fost faze în care tata a împins-o pe mama și a venit cu capul de ceva și am chemat ambulanța. Au fost și cei de la criminalistică odată. Mi-este greu să mă întorc acolo. De ce? Pentru tot ce am trăit. Dar este prima dată când cineva mă întreabă atât de intens chestia asta. Și anume, aici. Cred că am fost o copie fidelă a mamei mele. Am avut un comportament ca al ei. Vreo 10 ani de zile am fost dependentă de alcool. Și eram foarte furioasă. La fel, căutam scandal. Ne poți spune ce s-a întâmplat la 16 ani? Mi-a zis să cobor cu el. Eu nu am vrut să cobor inițial, dar nu, că hai cu mine, că mă schimb și uite, ei așteaptă aici la mașină și ne întoarcem și... Nu a fost așa. A închis ușile, erau niște uși așa cu grilaj. Și acolo era vorba de fapt să se culce cu mine, să o facem. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. L-am rugat să nu facă asta, l-am rugat să nu mă distrugă, mi-era frică de mama. Mama mereu îmi spunea că să intru fată mare în biserică. Și nu s-a oprit. Și peste noapte a bătut la ușă și erau alți 6 bărbați. Cât am zis că nu vreau, a fost vrei cu toți odată sau pe rând. Vin toți 6 odată, alegeți. Care erau bărbați în toată firea. Puteau să fie de vârstă cu tata. Am terminat cu toți ceilalți, am mai vrut și el odată. Nu te-ai gândit să ții? Nu, pentru că mi-era frică. Inițial m-a amenințat cu cuțitul la gât. Dar nu ți-a fost frică că o să te forțeze să faci prostituție? Ba da, mi-a fost. Ai meritat. Mama ți-a spus că ai meritat să fii violată de 6 bărbați? Da, în crizele ei îmi spunea. Te-a luat în brațe? Nu. Nu a existat chestia asta. Nu am meritat. Și nici o femeie nu merită așa ceva. Să reușești să prescrimi întunericul în lumină. Să reușești să devii dai coaching, deși viața ta a fost marcată de traume. Următoarea mea invitată zâmbește acum, deși viața ei a fost marcată de traume. A fost părtașă la un viol în grup. Copilăria ei a fost marcată de foarte mult alcool. Și maturitatea ei avea să fie asemenea. Ce te poate face să zâmbești și să predai altuia binele după ce viața ta a fost atât de rea? Cum faci să te ridici? Cum faci toate astea? O să aflăm astăzi, punând-o în oglindă, pe Maria Foca. Foca Maria Cristina, bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație și abia aștept să vă spun cum am făcut să transform ceea ce am fost în ceea ce sunt. Care e puterea ta, Maria? Puterea mea este cea pe care am dezvoltat-o în interiorul meu. Felul cum gândesc, mai nou, faptul că am o minte focusată pe soluții și nu pe blocaje. Asta este puterea și faptul că am conștiința curată în fiecare zi. Când ne uităm în oglindă și o vedem acum pe Maria Foca, femeia de azi, cine este Maria Foca? Astăzi eu sunt o persoană care s-a regăsit, o persoană cu un suflet bun, sincer, cea care ajută oamenii să se regăsească, să ajungă în punctul în care sunt eu acum. Sunt mamă a unui băiat de 19 ani și soție 23 de ani acum. Avem împreună. Te mai definesc toate traumele referitoare la alcool, violul în grup la care ai fost părtașă, faptul
că 10 ani și tu a trebuit să treci prin această traumă și ai consumat alcool. Te mai definez lucrurile astea pe nu, tine? Nu. Am luat decizia în urmă cu ani de zile că vreau să văd cine sunt eu cu adevărat. Cine sunt eu dincolo de tot ceea ce simțeam, de tot ceea ce trăiam, de felul cum mă comportam. Am vrut să văd cine sunt eu cu adevărat și eu nu am fost tot ceea ce am trăit în copilărie, tot ceea ce am învățat de la alții, toate comportamentele și felul meu de a fi. M-am folosit toată povestea ta exact ca pe o lecție de viață. Uh-huh. Și le vom ajuta pe restul femeilor să învețe ceva din toate cumpenele prin care tu ai trecut. Această oglindă ne ajută să purtăm vieți, să ne ducem într-un capăt și într-altul, unor mai greu, unor mai ușor. Pentru tine, cu siguranță, va fi un pic greu să ne ducem mult în trecutul tău, dar îți mulțumim că ai încredere să facem asta împreună. Și eu mulțumesc. Mergem în trecutul tău ca să-ți vedem copilăria. Unde ne ducem în copilărie? Care e prima ta amintire din copilărie? Se spune că ne ducem la o imagine marcantă. Uh-huh. Copilăria ta în ce se blochează? În certurile părinților mei, în scandalurile lor, în nesiguranța aia pe care o simțeam zi de zi, în teamă, în panică, în control excesiv. Și dacă ar fi să reducem copilăria la un cuvânt? Panică. 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 Și dacă ar fi să povestim un eveniment de panică? Cum arată el? Un eveniment de panică după amiaza, vedeam, observam că se bea alcool, după care începeau să se jignească între ei, să se contrazică și urma un scandal. Ce aude micuța Maria în casă? Jigniri, urâte, bătăi, lovituri și nu auzeam în casă pentru că eram chiar lângă ei. Adică eu eram ceva de genul să ascund tot ce devenea armă. O vază, un cuțit, o margine de scaun. Le dădeam pe toate la o parte. Aranjam terenul. Simțeai că părinții tăi se pot omorâ? Da, au fost faze în care tata a împins-o pe mama și a venit cu capul de ceva și am chemat ambulanța. Au fost. Au fost și cei de la criminalistică odată. Când au fost cei de la criminalistică? Într-o seară, când s-au certat foarte rău, când s-au bătut. Și de fapt, tata era cel care dădea și mama oarecum reproșa. Când s-a întâmplat asta? Câți ani aveai? De mic copil. Întotdeauna se întâmpla. Până când m-am mărit. Totdeauna a fost asta. 4-5 ori pe săptămână. Da. De 4-5 ori trebuia să fie ceva. Era întotdeauna gălăgie. Aveam foarte mulți invitați pe la noi. Se țineau cele mai frumoase petreceri la noi. Pentru ei, fericiți ei. Pentru mine era zi neagră. Eu vreau liniște. Cred că asta vreau și asta am și acum, liniște. Mi-a lipsit mult liniștea. Și când au venit cei de la criminalistică? Țin minte din povestea mamei că i-a fost milă de tată. Nu l-a lăsat să plece. Să nu rămână fără tată la copii. Deci, practic, era o iertare continuă. Da. Da, ei a doua zi erau bine mersi. Dar noi, eu nu țin minte cineva să fi venit și să spună iartă-mă că te-am speriat aseară. Sau... ei doi erau bine mersi după aia. Deci, ca să înțeleg pe scurt, ei consumau alcool, uh-huh, fie împreună, fie cu toți prietenii. Uh-huh. Apoi începea scandalul. Da. Se ajungea la violențe, uh-huh, fie ele minore, fie crunte. Da. Se întâmpla să vină și criminalistica. Și vecinii. Și vecinii. Vecinii deja după o perioadă nu mai veneau, că deveneau imuni, adică n-aveau ce să facă. Iar noi țipam disperați la ora 2 noaptea, la 3, după ajutor, dar nu mai veneau. Deci la un moment dat nu mai intervenea nimeni. Nimeni. Nimeni nu mai credea. Sau se obișnuiseră cu acest rău? Nici nu știu ce era în capul lor să spună adevărul.
dar nu prea mai aveam oameni care să sară. Și mai erau și persoanele alea care ziua mama era bună și după amiaza nu mai era bună, ceva de genul. Sau aveam vecini care veneau la mine acasă după ce erau cu mama împreună aseară, a doua zi venea la mine o vecină și mi-arăta unde să dau cu cârpa, cum să șterg, cum să aerisesc, mie, ca și copil. Iar ei, după ce se omorau în bătaie, se împăcau. Da. Fără să discute ceva despre ziua anterioară. Pur și simplu începeau discuția, că am și întrebat-o pe mama dacă a discutat vreodată ceva despre ce s-a întâmplat ieri. Totul era așa, normal. Și în urmă, cu trauma, rămâneau da. Copiii. Exact. Eu acum am înțeles, pentru că un părinte sănătos crește un copil sănătos. Un părinte care nu este sănătos crește copii nesănătoși. Deci și ei au avut o grămadă de cărat în spate. Știu acum de unde se trag, cum au trăit și am înțeles tot ceea ce a fost. Dar ceea ce nu am putut să accept a fost ca eu să dau mai departe, să fiu la fel. Vreau să înțeleg pe cine găsim în casa copilăriei tale. Unde mergem în casa copilăriei? Aici, în București? Da, în București, în sertorul 3. Am trăit în Sălăjan. În Sălăjan? Uh-huh. Așa se spunea pe timpuri. Unde? Într-un apartament? Într-un apartament cu două camere. Loc mic. Putem urca în el? Da. Mi-l poți descrie? Mai ai amintiri de atunci? Mama știu la asta. Și nu am avut curajul să intru acolo în ultima perioadă. Adică, de când am plecat de acolo, nu am mai urcat acolo, dar am trecut pe lângă. Stăteam la etajul 2, ieșeam din lift pe stânga, un apartament cu o mobilă veche, un apartament care nu era așezat, adică să fie ordine, curățenie zi de zi. Un apartament gălăgios și foarte deranjat. Adică nu era curățenie, nu era ordine, nu era liniște, nu era luminile alea frumoase. Nu era energia aia frumoasă în apartament. Nu-mi plăcea. Niște perdele urâte la dormitoare, nu știu, nu-mi plăcea. Era trist. Foarte trist. Pentru mine. Ce simți acum când descrieți efectiv casa aia? Nu-mi place. Mi-este greu să mă întorc acolo. De ce? Pentru tot ce am trăit. Dar este prima dată când cineva mă întreabă atât de intens chestia asta. Și anume, aici. Nu m-am așteptat la întrebarea asta. Și se vede clar că mai am multe de vindecat. Procesul ăsta nu se termină niciodată. Crezi că o să ai puterea vreodată să mai urci în apartamentul ăla? Când ești în starea aia profundă de prezență și nu ai deloc control, emoțiile or să iasă întotdeauna. Eu acum, așa de bine m-ați condus acolo, încât m-am desprins de aici și acum și am intrat exact acolo. Cred că pot, dar nu o să fie ușor. În continuare, Maria este mică. Da. Deschidem ușa. Și cu Maria mică, vreau să-mi spui cu emoția Mariei de atunci, să-mi descrii pe mama și pe tata. Nu cea de acum. Cea de atunci. Știam că mama, dacă este trează, va fi liniște în casă. Și ea dormea. Adică era o femeie, nu era bine nici atunci, pentru că era prea depresivă, să spun. O vedeam tristă. Dormea și nu o deranja nimeni.
Iar când era băută, nu puteai să te apropii de ea, în sensul că nu puteam să spun nimic, nu puteam să mă bag oarecum. Și oarecum eram protectorul ei, eram un fel de mică, o învățam ce să facă, ce să nu facă, când vine tata ca să fie așa, vorbește așa, fă așa. De ce? Ca să fie bine. Ce înseamnă să fie bine? Să îi spuneam, nu, să nu-i răspunzi. Dacă vine și zice ceva, să nu-i răspunzi. Dacă vezi că îți vorbește, nu-i da reproș, nu-i da replică, nu nimic. Sau o luam cu mine în dormitor. Știu că am mai întrebat-o nu de mult cum simt, ce făceam eu când ei doi se certau. Și pentru prima dată, deși inițial în trecut îmi spunea că ce treabă aveai tu că eu mă certam cu taică tu. Și după un timp mi-a spus că eu când mă certam cu tata eram între ei și tremuram. Plângeam, tremuram, eram panicată și o rugam să nu-i mai dea, o țineam așa de față și ziceam, hai cu mine. În ultima perioadă mi-a spus-o, când am început să avem discuții mai deschise. Și pe tata cum îl vede micuța Maria? Îl protejezi și pe el? Tata dacă se culca, el dormea. Dacă îl lăsam în pace, era lăsat în pace, el dormea, nu deranja pe nimeni. Mai bolborosea acolo, mai înjura, dar el tăcea până la urmă. Deci știam că dacă mama îl lasă în pace, el va adormi. Și trebuia să stau și trează să văd când se culcă ei doi. Să fie totul ok ca să pot să mă culc. Și pe tine unde te vezi acolo? Locul tău unde e? În toată tristețea asta? Te găsești în casa asta acum, în memoriile tale? Nici nu știu cum eram. Nu prea am amintiri de când eram copil. Dar țin minte că stăteam în dormitor cel mai mult și deschideam ușa să văd ce se întâmplă. Pentru că ne trimiteau în dormitor de multe ori, să stăm acolo. Eram într-un mare control. Stăteam la pândă, cum se spune. Așteptam să văd ce se întâmplă. Eram acolo întotdeauna și dacă eram vreodată afară, la joacă, cu copiii, întotdeauna eram cu gândul sus, ce se întâmplă, să văd luminile, să văd dacă se aude vreo voce, mă mai apropiam de apartament, stăm la etajul 2. Dacă încep bătăile. Da, dacă se aude ceva de sus. Și întotdeauna am fost speriată dacă se auzea ceva. Aș vrea să înțeleg ce a însemnat bătaie la tine în familie, între tata și mama. Ce însemna bătaie? Însemna... Tata avea obiceiul să dea așa cu dosul palmei. Și durea chestia aia. Adică era... Aia nu era o bătaie, cum zicem noi, m-a bătut, tata mi-a dat două palme la fund sau nu știu ce. Erau pumni, se împingeau. Adică era un fel de groază, nu era chiar bătaie, da, i-a dat tata mama o palmă și totul e ok. Nu, era bătăi. Erau bătăi, se împingeau. Și era periculos într-un loc mic, chiar era foarte periculos. Deci toată violența asta dintre părinți a săpat adânc în sufletul tău încât să te simți vinovată că nu poți să faci nimic? Da, și mai ales când m-am mărit și chiar puteam să fac ceva economic, mă refer, iarăși nu puteam să fac nimic. Era prea mare rana ca eu să o astup. În sensul, cum să fac eu pe mama să simtă iubirea sau cum să o vindec? Pentru că eu m-am mărit, dar ei au continuat la fel. Cum era situația financiară a familiei voastre? Bani erau, dar nimic nu prea aveam. Adică în sensul că nu erau ordonați nici la chestia asta. Cu ce se ocupau mama și tata? Mama a lucrat la Republica, a fost gestionară la Danubiana, din câte mi-a spus ea. Ultima ei muncă a fost la Miraj. După care n-a mai lucrat. A avut 6 operații, a rămas acasă până la urmă. Tata lucra la fabrica de țevi Republica. De acolo lua cornier și închidea fel de fel de balcoane, de grilaje, de tot ce se făcea din cornier. Și mai mătura și scări. Multe scări. Și mai măturam și noi cu el. Vă ducea și voi?
Da, mă duceam și le ajutam, pentru că mi-era milă. Erau foarte multe. Într-o perioadă ajunsese să aibă și 8-10 scări, de la etajul 8 în jos, să le mături, cazanele, să le tragi, gunoaiele. Adică era de muncă. V-a luat el să măturați scările sau v-ați spus voi? Nu, noi. Poate pe fratele meu mai zicea câteodată să-l ajute sau... Dar eu știu că din propria inițiativă vreau să-l ajut. Și pe ce se duceau toți acești bani? Pe băutură, pe distracții. Eu așa cred. Adică azi avem, mâncăm, bem, facem ce vrem, mâine vom vedea noi ce-mi face. Era pe principiul ăsta. Mâine vom vedea ce-mi face. Nu era o analiză. Am luat atât, fac asta, nu. Sabotare puternică. Și tu când ai început să muncești? Eu eram un copil când munceam. Câți ani aveai? Eu cred că aveam în jur de 14 ani, 13 ani, când aveam grijă de alți copii din bloc. Și frații tăi au început și ei să muncească de mici? Și ei, da. Dar nu prea vreau să spun despre ei multe chestii, pentru că nu le-am cerut acordul să vorbesc despre ei, dar și situația lor a fost destul de tristă. Și fiecare am făcut tot ceea ce am putut. Toți dintre noi. Și am muncit mult să ajungem aici unde suntem. Fiecare cum a putut, iarăși. Și în același timp am susținut și părinții. Pentru că așa am crezut, că îi susțin. Dar, de fapt, nu era în susținere, era tot un fel de sabotare a mea. Tot în rolul ăla de salvator eram. Tot să umplu goluri sufletești, vroiam. Și în același timp le făceam și rău. Inconștient. Pentru că atunci când te duci să ajuți o persoană, ai așteptarea că persoana aceea va fi bine. Și când nu e bine, automat critici, judeci, devii persecutor. Familia asta disfuncțională pe care voi ați avut-o, o familie disfuncțională, te-a afectat doar pe tine sau v-a afectat pe toți? Ne-a afectat pe toți. Eu, din ce văd, ne-a afectat pe toți. Pe toți frații? Da. Pe toți. Și pe ei, inclusiv pe ei. Erau mai mici decât tine? Am o soră care este cu 4 ani mai mare și un frate cu 2 ani mai mic. Ați putut să vă protejați între voi? Sau viața și-a făcut meandrele ei? Fiecare a făcut ce a putut pe... și cred că fiecare a avut povestea lui și trăirile lui de care... nici măcar nu au pomenit. Eu cred că sunt singura care a putut să se deschidă și să spună asta am trăit și să analizez tot ce a fost. Să am puterea aia să analizez. Puterea am luat-o de când eram copil și mi-a prins bine. Eu te întrebam doar în cheia în care dacă o astfel de familie, da? Astfel de părinți, reușesc să dea peste cap viața copiilor cu cum tot. Cum să nu? Da. Frații tăi au reușit în viață? Da. Au reușit, cel puțin nu sunt dependenți de vreo substanță, au familiile lor, au munci stabile, se descurcă. Reușiți să fiți o familie măcar voi trei? Nu pot să spun că am văzut la televizor acele... filme cu familii, poveștile alea frumoase, unde se strâng familiile împreună și ador chestia aia. Nu pot să spun că suntem în punctul ăla, pentru că am copiat destule comportamente de la părinți, pe care le-am dus mai departe. Ne-am jignit între noi, eu personal, de exemplu, m-am băgat în viața lor, tot vrând să salvez, să învăț eu cum să fie. Am jucat roluri care nu erau prea grele pentru mine. Și automat că acum, da, ne regăsim mult mai bine, dar nu a fost așa. A fost greu. A fost greu pentru că am copiat certuri, scandaluri. Să ne jignim între noi, a fost greu. E un moment foarte bun în care poți să ștergi cu buretul. Poți să te uiți în trecutul tău. Dacă ar fi să schimbi ceva în relația ta cu frații tăi, ce ai schimba? Din trecut? Da. Să nu fac ceea ce au făcut părinții. Să nu ne jignim între noi.
Ce ai spus și regreți? Ce ai făcut și regreți în relația cu frații tăi? Am ajuns să ne batem între noi, am ajuns să ne înjurăm între noi. Da, am ajuns să ne comportăm fix ca părinții. De ce? Pentru că așa am învățat. Așa știam noi să comunicăm între noi. Eu, de exemplu, am copiat, cred că am fost o copie fidelă a mamei mele. Am avut un comportament ca al ei, oarecum. Am băut la vremea mea, adică în sensul că vreo 10 ani de zile am fost dependentă de alcool. Și eram foarte furioasă. La fel, căutam scandal, agitam apele, eu căutam culmânarea, cum se spune. Și cu cine ai fost violentă? Cu care dintre frați? Păi mai mult eram violentă, în primul rând, în relația mea cu soțul meu. Și eram peste tot, adică da, mă băgam și la fratele meu, treaba lui, și la sora mea, peste tot, să fiu eu, să văd ce se întâmplă, cum se întâmplă. Adică nu puteam să mă interiorizez eu, să mă uit la mine, la ce fac eu, observam mai repede tot ce fac ceilalți. Eu mă oglindeam, deci ceea ce ei făceau, de exemplu, era în mine. Eu făceam toate cele. Dar nu puteam să observ asta la mine. O să revenim la relația ta de căsătorie și toate provocările prin care tu ai trecut. O întrebare am ca să închidem acest capitol între mama și tata. Da. Nu te-am întrebat de ce nu au divorțat niciodată? Dacă v-au afectat atât de mult pe voi copiii, ei totuși și acum sunt împreună. Da. Nu au divorțat pentru că mama îmi spunea mereu unde să mă duc cu 3 copii. Existau scenele astea în care mama se certa cu el și l-amenința și ne întreba pe noi cu cine mergeți, cu tata sau cu mama? Și ne ziceam cu mama. Dar noi ne doream să se întâmple asta, dar nu se întâmpla niciodată. Și mereu justificarea ei a fost că unde să se ducă. Că ea venea din Moldova, în București. Unde să se ducă? La cine să se ducă? Acum se mai bat? Nu, s-au mai potolit, pentru că au și înaintat în vârstă. S-au mai liniștit, îi mai învăț. Cel puțin față de mine se abțin cât pot. Dar nu mai sunt atât de încordați ca în trecut. În timp ce mama și tata își duceau propria dramă în acest apartament cu 2 camere pe care tu nu vrei să-l vezi și nici măcar nu vrei să auzi de el, o altă dramă personală avea să se întâmple în viața ta. Da. Un eveniment atât de traumatic pe care puțin pot să-l gândească, dar minte să-l reproducă. S-a întâmplat la 16 ani. Da. Cred că aveam 16, 17, nu mi-am amintesc exact. Ne poți spune ce s-a întâmplat la 16 ani? Da, aveam o prietenă cu care ne știam de ceva vreme. Venea și la mine acasă, o știam foarte bine. Îl cunoșteam și pe prietenul ei. Și în același grup, mai era un băiat. Și ne-am dus la el la casă, în cățelul, cu un taxi, țin minte, era ziua, cu gândul că el se va schimba de haine și vom pleca mai departe, unde aveam să mergem, nici nu știu unde. Ne întâlneam, mergeam, ba la ei acasă, ba la mine, adică nu era ceva. Erau prieteni buni, buni, de etnie romă. Și mi-a zis să cobor cu el. Eu nu am vrut să cobor inițial, dar nu, că hai cu mine, că mă schimb și uite, ei așteaptă aici la mașină și ne întoarcem. Și nu a fost așa. A închis ușile la acolo unde era el în cățelul. A închis ușile, erau niște uși așa cu grilaj. Și acolo era vorba de fapt să se culce cu mine, să o facem. Dar lucrurile nu s-au oprit. Nu, după ce el zicea ceva de genul o să te încerc și dacă într-adevăr ești fată mare, așa cum spui, mă opresc. Okay. Era ceva la modă pe timpuri, chestia asta cu bărbatul încearcă femeia, nu știu, o tâmpenie. Și nu s-a oprit. Bineînțeles că a fost o luptă între noi, totuși. L-am rugat să nu fac asta, l-am rugat să nu mă distrugă, mi-era frică de mama, că
Mama mereu îmi spunea că să intru fată mare în biserică. Și nu s-a oprit. Am adormit și m-am rugat la Dumnezeu să mă pot trezi dimineața la 6 când este primul tramvai ca să pot să plec de acolo. Și peste noapte a bătut la ușă și erau alți 6 bărbați. A ieșit afară, a stat de vorbă cu el și a venit în casă și îmi spunea că dacă nu mă culc cu ei, cu cei 6, or să-l omoare. Că el are o datorie mare la ei și că trebuie neapărat să facă schimbul ăsta. Și eu l-am rugat atunci să nu facă așa ceva. La ce te-ai gândit în momentele alea? Eram disperată. Nu știam ce să fac. Îl imploram să nu facă asta. Îi spuneam, mâine zic eu lui tata să vând apartamentul. Nu știu, ceva o să facem, dar nu mă da. Și n-am vrut să asculte. Era o minciună totală, pentru că de fapt era vorba să ajung o femeie a lui care să-i producă bani. Și singura întrebare care i-am pus-o, eu ziceam, dar eu nu știu ce să fac, adică cum, ce să fac? Cum trebuia să-mi explice și cum să se întâmple asta, că eu habar n-aveam. Și a fost ceva de genul, cât am zis că nu vreau, a fost vrei cu toți odată sau pe rând. Deci îți alegi. Da. Deci dacă începi să comentezi prea mult și nu stai și nu-ți faci treaba, vin toți 6 odată, alegeți. Și așa că normal că mi-a fost mai bine să aleg unul câte unul, care erau bărbați în toată firea. Puteau să fie de vârstă cu tata. Da, și după ce am terminat cu toți ceilalți, am mai vrut și el odată. Și mai îmi spunea și așa un... Te iau de nevastă, că ai fost fată mare. Mâine te duc la mama. Ce onoare îmi făcea el mie. Când de fapt era vorba să vină și a doua zi. La 6 dimineața m-am trezit. Chiar la 6 fix m-am trezit. După o noapte atât de grea, la 6 eram trează. Și am luat încălțămintea lui, pentru că mi-era frică să fac vreo mișcare și să se prindă că am vrut să fug sau... Și am luat încălțămintea lui, am ieșit afară, zic, dacă se trezește, o să-i spun, uite, n-am vrut să fug. Că dacă fugeam cu ale mele. M-am întors, am văzut că nu s-a trezit, am apucat hainele și dus am fost. Dar toate momentele astea pe care le-ai trăit, presupun că au fost ore. Multe ore, da. Au fost până la o bucată de noapte. Cum ai reușit să-ți blochezi mintea, să-ți... Cum ai trecut peste calvarul ăla, mental vorbind? Am, până nu de mult, pentru că n-am vorbit prea mult de chestia asta la nimeni, pentru că îmi era rușine să spun oamenilor ce mi s-a întâmplat. Pentru că de obicei victima este de vină. Da, eu am atras, eu ce-am căutat acolo, adică să ne înțelegem. Un cercetător umblă cu un cercetător, un om de înaltă societate are prieteni din înaltă, eu aveam ce puteam și eu să am, aveam și eu niște prieteni, trebuia să am și eu pe cineva, nu? Adică aveam și eu nevoie de prieteni. Și cine m-ar fi acceptat? Și plus că romii erau văzuți așa, puternici, oameni puternici. Și eu eram lângă cineva puternic. De unde să știu că ei o să-mi o coacă mie? Și am ascuns tot ceea ce s-a întâmplat. Dar să reveni la noaptea aia, cum ai reușit să te... să treci peste noaptea aia? Mental vorbind. Am plâns mult. Cred că plânsul m-a ajutat. Plângeam foarte mult. Și ei nu s-au oprit? Nu, deci... Nu a existat nimic? Din cei 6, țin minte că le povesteam lor ce se întâmplă, că de fapt eu aici nu sunt cu meserie. Eu pe mine cred că la 2 persoane am spus. Și ei nu s-au oprit? Dar nimeni n-a făcut nimic pentru mine. Nu. Nu a făcut nimic pentru mine. Din contră, mi-amintesc că după ce am terminat totul, am plâns atât de mult, ei s-au dus într-un bar lângă, m-au luat cu ei... Și mă ținea așa, unul în brațe la el, după aia mă plasa la altul și mă îndopau cu Eugenii. Eram așa, ca un gunoi, așa, mă lua fiecare, stăteam ba în brațe la ăla, ba la ăla, mă uitam la oamenii ăia din barul ăla acolo, cum se uitau la mine. Că eram pur și simplu... Un produs. Da, da. Nu te-ai gândit să țipi? Nu, pentru că mi-era frică. Inițial mă amenința cu cuțitul la gât. Până să decid, ok, facem și nu știu ce. Ți-a pus cuțitul la gât? Da, și îl ținea lângă el, lângă pernă, pe aici, îl ținea pe lângă mine. Mi-era frică.
Plus că am trăit în frică, adică oricând. Eram, mereu vedeam răul să se întâmple, nu? Pentru că frica m-a blocat să nu fac foarte multe lucruri în viața mea. Și ai plecat? Am plecat, da, în dimineața aia am fugit. Și decizia ta a fost să mergi, să spui, să mergi să ții pentru tine? Ai ținut rușinea asta, cum ai catalogat-o tu, pentru tine? Ai mers să spui mamei? Ai mers să spui poliției? N-am spus nimănui, pentru că știam că sunt oameni periculoși și că mi-a spus că dacă fac ceva, la fel o să ajungă și mama și sormea. Adică să nu fac nimic, să nu spun la nimeni nimic. A doua zi când tot el a venit să mă caute, că de ce am plecat? Dar eu deja eram pe terenul meu și vorbisem cu o prietenă de-a mea din timpul ăla și îi spusesem ce s-a întâmplat. Și atât i-am spus, dacă vor veni și încearcă să mă tragă sau ceva, atunci te duci și le spui părinților. Dar până atunci nu. Și a venit după mine, că de ce am plecat, că... Și zic, da, trebuia să fiu acolo, pentru că veneau clienții, nu? Vin clienții și nu sunt eu. Și acolo oarecum l-am amenințat, i-am spus că dacă continuă sau face ceva, chiar nu o să mă mai intereseze de nimic altceva. Aveam oarecum un pic de putere, pentru că eram pe terenul meu. Dar nu ți-a fost frică că o să te forțeze să faci prostituție? Ba da, mi-a fost. Mi-a fost. Și știu clar că asta făceau. După ce am văzut în noaptea aia, pentru că înainte nu știam așa ceva. Nu au reușit să pună mâna pe tine, nu? Nu, nu. Aia a fost tot și nici nu i-am mai văzut. Cum te-ai salvat, Maria? De ei? Tot printr-un bărbat, tânăr, de seama mea, care și el era tot de enie romă și i-am povestit tot ce s-a întâmplat, pentru că de multe ori mi-era frică să ies cu el oriunde vroia el. Și i-am povestit și el atunci le-a spus tuturor că eu sunt prietena lui și să nu se lege nimeni de mine. Era ceva de clanuri, oia din Ferentar cu oia din Cățelul și nu puteai să te pui chiar... Ei între ei știau care e mai tare ca... Și băiatul ăsta oarecum m-a salvat și m-a protejat. Altfel nu ai fi reușit. Nu. Doar prin putere puteam să reușesc. Doar prin spate să am pe cineva. Altfel nu. Nu cu poliție, nu cu mama. Nu, nu aveam încredere că mama poate să facă ceva. Ce mai putea să facă mama? Trebuia tot cineva puternic de care să le fie frică. Când ai conștientizat drama prin care ai trecut, acest viol colectiv? Când ai conștientizat violul? Când ai suferit? Când am suferit cu adevărat? Când ai conștientizat? Când am început vindecarea mea. Atunci am conștientizat. Până atunci am fost o femeie care a meritat, că na, ce putea să, adică ce mari pretenții aș fi putut eu să am. Deci tu, până să devii o femeie adultă, da, nu ai conștientizat violul colectiv la care ai fost supusă? Nu, deci nu am conștientizat durerea care o căram în mine. Nu înțelegeam de ce nu-mi place ceva la mine, nu înțelegeam de ce am simțit că merit. Nu înțelegeam de ce sufletește, eram așa mutilată. Dar cum adică că meriți? Cum îți spune că ai meritat? Păi ce căutam eu cu ea? Ce căutam cu ei, de exemplu? Și mama mi-a zis, ce-ai căutat cu ei? Ai meritat. Mama ți-a spus că ai meritat, da, să, da, fii violată de 6 bărbați? Da, în crizele ei îmi spunea că ce-am căutat acolo. Că de ce n-a știut ea unde umblu eu? De ce a trebuit să mă duc cu ei? Deși nu știa nimic ea de la mine ca și poveste, eu odată i-am povestit lui tata după ani de zile. Și tata i-a spus mamei și... Mama zicea că de ce nu i-am zis ei și că bine ți-au făcut, ai meritat, nu trebuia să te duci cu ei. Dar când ai spus părinților acest lucru? Dar niciodată nu le-am spus, doar tatei i-am spus odată, în mare așa.
Și mereu am evitat să vorbesc cu ei, pentru că oricum nu pot să am o discuție cu ei așa, cum am cu tine acum. De ce? Probabil pentru că și pe ei îi doare faptul că mi s-a întâmplat asta. Și le e greu să suporte să povestesc așa ceva. Asta cred. Și în afară de asta, pentru că mereu am văzut în ochii lor faptul că eu sunt de vină, nu am avut încrederea aia să mă deschid. Adică cineva să zică, wow, ce ai pățit, draga mea, să te iau în brațe, îmi pare rău. Știam că nu o să primesc chestiile astea. Dar când i-ai spus tatălui, i-ai spus pentru că vrei să te înțeleagă sau pur și simplu a vrut să-i spui? Am vrut să-i spun, așa, am vrut să-i spun. Și care a fost reacția tatălui? La fel, de ce nu i-am spus lui, nu mi-a zis că am meritat, dar mi-a zis că tu ce nu mi-ai spus mie, în momentele alea trebuia să-mi spui mie. Te-a luat în brațe? Nu avem noi chestiile astea cu luat în brațe sau... În ultima perioadă, dar nu am avut noi de-astea să ne mângâiem, să ne luăm în brațe, să ne spunem te iubesc. Nu. Nu au existat chestiile astea. Ai fi avut nevoie? Da. Clar. Am avut nevoie. Și întotdeauna mi-a lipsit chestia asta. O îmbrățișare. Da, mai ales de la părinții tăi. Mai ales de la mama, de exemplu. Și când mama nici nu te îmbrățișează, dar îți spune că este vina ta că ai fost violată de 6 bărbați, cum se simte asta, Maria? Ură. Vin cu ură spre ea. Deci am urât-o pentru vorbele astea. Și am crezut-o că are dreptate. Asta a fost și cel mai greu, că am crezut-o. Că ai meritat. Da. Da. Dar până să merg pe lanț înapoi și să înțeleg că, de fapt, nu am meritat. Și nici o femeie nu merită așa ceva. În niciun caz. Nici măcar în relația ta nu meriți să treacă soțul tău peste unul al tău. Dar mi-te să se întâmple tot ce s-a întâmplat. După acest eveniment traumatizant, te hotărăști că locul tău cumva nu e aici. Te hotărăști să te rupi de familie cumva, să pleci din apartamentul din Sălăjan și îți cauți norocul în altă parte. Da, nu pot să spun că am căutat, dar mi-am dorit mult să plec de acolo. Adică întotdeauna mi-am dorit așa să găsesc un băiat și să mă așez și eu la mine acasă. Să am pe cineva care este cu mine, care ține la mine și să am căminul meu unde să-mi așez eu viața cum vreau eu. Ce-ai căutat în Cipru? Păi în Cipru am venit pentru că mi-am cunoscut soțul, am venit pentru el, după care n-am mai plecat. Ne-am căsătorit foarte repede pentru că nu eram în Europa pe atunci și nu aveam viză, nu puteam să stau acolo mai mult decât dacă mă măritam. Și ne-am căsătorit ca să pot rămâne. Nici ai mei n-au știut nimic până m-am căsătorit și după care le-am spus. N-am înțeles comparația ta cu filmul Pretty Woman. Păi faptul că eu eram așa, o femeie, cum să spun eu, amărâtă, fără stil, cu un comportament săbatic. Și el m-a ajutat oarecum, cum mergeam la magazine și îmi cumpăra 3 costume cu geantă și pantofi. Mergeam, deci el mi-a schimbat așa look-ul, felul meu de a fi. Am văzut altfel de oameni, altă familie. Bine, inițial nici nu credeam eu că o să stau prea mult cu el. Nu că eu nu o să stau cu el, dar nu puteam să mă ridic eu la familia lor. Mi-era frică. Că nu o să fim împreună pentru totdeauna. Adică era prea frumos să fie adevărat. Dar voi cum v-ați cunoscut? Cât de special pentru el în Cipru. Dar voi cum v-ați cunoscut? El venea în România, avea prieteni aici în România, a avut și altă iubită aici în România și prin ei oarecum ne-am cunoscut. Și totul s-a întâmplat foarte repede. Era un bărbat cu bani?
Pentru România, da, el avea mai mulți bani, dar își permitea să vină în România, își permitea un alt fel de, alt stil de viață, dar nu pot să spun că dădea cu banul în stânga și în dreapta. Dar ales pentru bani sau pentru iubire? Cum? L-a ales pentru bani sau pentru iubire? Ai văzut în el o oportunitate să schimbi viața? Ai ales cu inima sau ai ales pentru a schimba? Să-mi schimb viața, în primul rând, dar mi-aș fi dorit mult să fie adevărat tot ce spunea, dar nu credeam. Ce-ți spunea? Ce că mă ia de nevastă, că o să fim împreună. Inițial îmi zicea, mi-a spus odată că să merg din nou în România și o să mă mai viziteze el, să ne mai cunoaștem. Și eu i-am spus, zic, eu chestia asta nu o să o fac. Adică nu o să mă duc în România și o să te aștept, ci eu nu mai vreau suferință. Dacă mă vrei, mă vrei acum. Câți ani avea el? El este mai mare ca mine cu 8 ani. Deci eu aveam 21, el avea 29. Și între timp i-am spus, dacă mă duc în România, noi doi împreună nu o să mai fim. Pentru că nu o să te aștept. Nu vreau. Deci simțeam că o să fiu amăgită. Și eram ceva de genul, ori acum, ori niciodată. Deci l-am prins pe Dumnezeu, nu-i mai dau drumul. Ceva de genul. Deci cumva ai simțit oportunitatea. Da, da, da. Că asta este șansa ta de a-ți schimba viața. Da, da. Și mi-a făcut surpriza asta. El împreună cu o soră mai mare de-a lui, au pregătit toate actele. Și totul s-a întâmplat foarte repede. Și nu venea să cred. Și oricum eram măritată cu el și tot îmi era frică că o să-l pierd. După care a început stresul că nu rămâneam gravidă. Și zic, acum gravidă nu rămân, de unde mă trag, cum mă trag, adică cât o să stea cu mine așa? Mi-era frică. Cum îl cheamă pe soțul tău? Iorgo, în ciprioată și în, la noi George. Tu cu Iorgo, referitor la viața ta, la familia ta, ai fost sinceră de la început? Da, i-ai de la început. Despre familia ta? Tot, da. Despre evenimentul traumatizant de la 16 ani? Da, totul i-am spus de la început. Chiar aveam nevoie să spun cuiva. Aveam nevoie și de, oarecum, de mila lui, pentru că eu atunci vreau să atrag milă. Vrei să-i atragi mila? Da. De ce? Pentru că știam că dacă cuiva e milă de mine, o să mă protejeze cumva. Eu spuneam totul ca să, ceva de genul, săraca de ea. Săraca de ea. Deci nu cumva știam. Ai avut un plan în privința poate lui. Poate inconștient, nu știu. Inconștient, nu știu, dar eu așa mă comportam. Adică din ce observ acum. Eu eram, eu îi povesteam lui pentru că aveam nevoie cineva să îi fie milă de mine totuși. Și a fost. Bănuiesc că da. Deși nu mi-a arătat milă, mi-a arătat compasiune, mi-a arătat iubire. Cu toate că nu înțelegeam eu nimic din toate astea. În cât timp v-ați căsătorit de când v-ați cunoscut? Până în 3 luni. Până în 3 luni. Cum s-a schimbat viața ta de la Sărăjan în Limassol? Ca și trai s-a schimbat foarte mult. Dar ca și comportament al meu, nu. Ai știut să apreciezi? Nu. Nimic. Eu credeam că eu, deși făceam atâtea rele, eram și perfecționist. Adică eram o bucătăreasă bună, încercam să fac cele mai bune mâncăruri, mergeam la servici, făceam curățenie în casă. Eram o gospodină și eram... Ascundeam, de exemplu, dacă beam 3 beri, el știa de una. Dacă beam 5, el știa de 3. Adică și mă comportam oarecum să nu pară chiar ceea ce este. Adică erai autodestructivă. Mm-hmm. Da. Dar tu conștientizai că ai o problemă? Nu. Nu, era ceva ce mie îmi plăcea. Dar tu când ai ajuns în Cipru și te-ai căsătorit, da, tu erai deja o consumatoare de alcool? Da. Tu deja consumai alcool? Da, consumam și cu prietenele mele și da, consumam. Dar a început dintr-un motiv consumul de alcool sau pur și simplu a fost o normalitate căpătată din familie? Când am plecat în Cipru și m-am trezit așa un pic la faptul că eu eram în Cipru și aveam de toate și familia mea era în România și eu nu eram acolo să-i protejez pe ei, eu nu mai eram lângă ei. Asta durea mai tare.
deschideam frigiderul, mă ofticam cam de toate. Eram tristă în sufletul meu că sunt departe de ei. Plus că eram în deci nu eram în Europa. Nu vedeai un român pe stradă. Nu era cum e acum, cu mobilul la discreție, cu internetul. Nu. Prin scrisori vorbeam cu ei. Și primeam și de acasă o grămadă de scrisori dramatice. Și nu puteam să mă bucur de tot ce am. Ce și liniștea mea era băutura aia seara. Ce înseamnă scrisori dramatice? Povestea sora mea tot ce se întâmplă acasă. Povestea fratii meu. Scriau scrisori. Când mai trimiți pachet, trimitem nu știu ce. Sau... Știam de lipsurile lui, știam de tot ce se întâmplă. Deci, deși ai plecat de acasă, niciodată nu ai reușit să te rupi de dramele de acasă. Nu. Niciodată. Și seara, când apunea soarele, ca să scap de aceste traume, da, te... Beam. Cât bei? Nu știu, ca și cantitate, cred că ajunsesem să beau și 3 beri pe zi, d-alea mai mari așa. 3, după care 4, după care erau perioade în care puteam să duc și 5, după care mă duceam la toaletă, le vărsam și mă culcam. Că corpul meu oricum nu, eu aveam 47 de kilograme. Era mult prea mult pentru mine. Nu aveam limite. Dar s-a dat seama că ești alcoolică? Ți-a spus? Nu, niciodată. Niciodată nu s-a plâns de vreun comportament al meu. Eu mă trezeam dimineața și mi-era și rușine să-l întreb. Așteptam să văd cam ce îmi spune din percepția lui, să-mi dau seama cum a fost aseară. Mi-era rușine să recunosc că eu nu țin aminte ce am făcut aseară. Sau mai îl întrebam. Noi suntem bine? Da, suntem bine. Ce? El mi-a spus după ani de zile, când l-am întrebat în capul tău ce era când eu făceam tot ce făceam, și îmi spunea, știam că într-o bună zi o să pui singură stop la toate. O să te saturi. Și dacă spuneam ceva, tot nu făceam ceva bun. Dar lumea din jurul tău a observat? Vecini, prietene, ți-a spus cineva că ai o problemă? Da, au fost persoane pe care le-am deranjat cu comportamentul meu, pentru că eram și furioasă când mai beam. Aveam dreptate întotdeauna. Da, și frații mei îmi făceau observații. Ce-ți spuneau? Poate că nu spuneau direct pe față vorbele astea, dar se simțea furia aia, se simțea ura care aveau față de mine. Faptul că mă comportam așa. Spune că erai și violentă. Da, eram violentă. Când mă enervam, eram foarte violentă. Foarte... cum am zis mai devreme, eu căutam singură. Ajungeam tot așa la contraziceri, la ceva mi s-a părut aiurea că mi-a răspuns soțul și ajungeam la certuri mari. Ai dat în soțul tău? Nu pot să zic că am dat în el, dar ne-am îmbrâncit, da. L-am apucat așa și m-am enervat de multe ori. Dar mai spart eu așa, spărgeam prin casă, mai trânteam o ușă de la dulap, adică să fac ceva să... Practic erai fria. Mama. Da, da. Și când te-ai uitat în oglindă, și ai văzut casa aia copilăriei din Sălăjan, în Limasol, de fapt. Vazele alea sparte de acasă. Pe soțul tău în postura tatei, pe tine în postura mamei. Și ai văzut că, de fapt, tu joci un rol pe care l-ai mai văzut cândva în copilărie. Am văzut cu greu asta. Am văzut asta după, cred că, mai mult de 2 ani de terapie. Deși mi se spunea asta, eu nu înțelegeam. Care a fost declicul? Declicul cel mai mare a fost când am început să văd eu comportamentele. Când am început să accept toate astea. Deci mă uitam la mine, la cât semăn ca și comportament cu ceilalți. Cred că am început să înțeleg tot ce mi se întâmplă în urmă cu 2 ani.
Atunci am înțeles cu adevărat. Deși parcursul este mult mai mare, este de 5-6 ani acum. Dar în urmă cu 2 ani s-a produs adevărata înțelegere, care pentru mine, înțelegere egal vindecare. Să ies din victimizare și să pot să-mi asum tot ceea ce fac, felul cum gândesc, cum mă comport, tot. Și să pot să fiu capabilă de ceva mult mai bun în viața asta. Pentru că în felul în care trăiam și la nivelul în care mă aflam, aveam și o muncă care nu mă mulțumea, relația nu mă mulțumea, nimic nu mă mulțumea. Nu era mulțumită de mine. Și acum, pentru că suntem în acest punct în care tu te-ai redescoperit, ai descoperit care nu spre fericire, spre acceptare, spre înțelegere, spre a trăi frumos. Dacă sunt, facem o listă cu cele 5 lucruri pe care le-ai descoperit despre tine și ai făcut liniște și pace cu ele, care sunt cele 5 puncte esențiale pe care le-ai descoperit despre tine și cu care ai făcut pace ca să poți să trăiești? În primul rând, ce a adus foarte multă liniște în sufletul meu a fost să scap de responsabilitatea că eu trebuie să fac alți oameni fericiți, în condiția în care eu nu eram fericită. Eu nu sunt salvatorul nimănui. Oamenii se salvează singuri dacă vor. Și aici încadrăm pe mama? Mama, soră, frate, prieteni, cunoscuți, toți. Faptul că eu sunt responsabil, eu am văzut așa, o chestie foarte simplă o spun despre mine. Eu sunt șoferul mașinii mele. Eu mă ocup de tot. Și ies din victimizare. Să ies din victimizare a făcut o mare transformare în viața mea. Și cu ce te victimizai? Cu tot. Cu totul. Cu totul. Tot ce nu-mi ieșea, mă. Munca nu era bună, eram victimă. La toate eram victimă. Felul cum mă simțeam, eram victimă. Totul era victimizare. Nu puneam degetul să fac eu nimic. Mă luam telefonul, mă plângeam. La ăla, la ăla, la ăla, peste tot. 3. Că m-am apropiat din nou de Dumnezeu. Că sunt, pentru mine, faptul că m-am apropiat de Dumnezeu înseamnă că am o conștiință curată. Adică fac tot ce pot eu să nu-mi încarc conștiința și să mă culc pe pernă liniștită noaptea. Cu ce era încărcată cel mai mult? Cu jigniri, cu ură și cu victimizarea eram, că automat când te victimizezi și nu primești un răspuns, transmiți persoanei toate cele rele. Că nu m-am băgat în situații în care să mă încarc, adică să mă cert, să pot să accept. Da, ce am auzit astăzi de la părinții mei, dar este perfect, este ok, adică să nu mai iau parte atât de mult. Că am învățat comportamentele. Felul cum eu m-am dezvoltat. De unde am învățat tot ce știu. Învățat foarte bine toate astea. Că am dezvoltat niște comportamente, că eu, în momentul în care am început dezvoltarea asta mea, dezvățarea inițial, eu nu eram tot ceea ce eram atunci. Și că totul a fost copiat de undeva. De la școală, de la mama, de la tata, de peste tot. Tot ce eu am fost nu mi-aparținea mie. Nu eram eu asta. Și am știut să fac diferența între cine îmi spune tot ce îmi spune și pe cine ar trebui să ascult de fapt. Este o muncă titanică cu mintea ta și cu comportamentele tale. Mai devreme spuneai că ai urât-o pe mama când te-a făcut vinovată pentru viol. Da. Ai iertat-o? Da. Am iertat-o și am înțeles-o. Și sunt sigură că și ei, la rândul ei, s-a spus la fel. La fel li s-a spus. Și mama ei tot așa îi vorbea. Și am iertat-o pentru că dacă știa să facă diferit, făcea diferit. Dar nu a știut cum. Dacă eu nu o iert pe mama, înseamnă că nu mă iert nici pe mine. Pentru că și eu am jucat același rol până mai acum
5-6 ani, nu? Deci am fost în aceeași... Deci eu puteam, bine mersi, să trăiesc viața la fel cum și-a trăit-o mama și să dau mai departe fix ceea ce am primit. Dar eu nu mai vreau să dau mai departe ceea ce am învățat. Vreau eu să dezvolt ce dau mai departe. Păcatul se trage din neam în neam. Asta este. Și îl ducem cu noi mai departe. Dacă vrem. Dacă nu vrem, nu-l mai ducem. Acum faci life coaching? Da, acum fac life coaching, acum fac dezvoltare personală, dezvățare personală, fel de fel de cursuri. NLP, analiză tranzacțională. Ce vrei să le dai oamenilor mai departe? Ce vrei să înveți? Să nu facă din ce ai făcut tu? În primul rând, comportamentele sunt foarte importante. Fac parte din felul nostru de a ne sabota. Deci, oamenii se pot vindeca dacă învață să lucreze cu mintea lor, cu gândurile lor, cu comportamentele lor, cu felul cum s-au dezvoltat, să dezvețe tot ceea ce au învățat și să învețe lucruri noi. Ce înseamnă? Am văzut un lucru, analiză tranzacțională. Analiza tranzacțională se referă neapărat la faptul că îți arată cum am devenit eu ceea ce am devenit. Deci, fix cum am vorbit în tot interviul, despre comportamentele noastre, pe cine am copiat, starea copilului interior. În mare este despre felul cum te dezvolți ca om. Și copilul tău interior. Când se va face bine și când va putea să meargă în Sălăjan? Copilul meu interior este foarte bine acum și... Nu văd, deci, având în vedere că mi-l protejez cât pot eu de bine, oriunde se duce astăzi este în siguranță. Sigur că emoția asta puternică, mai ales când te desprinzi de ei și acum și te duci acolo și trăiești, retrăiești momentul, este greu. Dar astăzi pot să-mi duc copilul unde vreau eu, și este protejat și este în regulă și nu e vinovat de nimic și nu va păți nimic. Pentru că am învățat să-mi protejez copilul interior, am învățat să nu mă mai separ de el și am învățat că eu sunt totul pentru el. Eu îi pot da copilul meu tot ceea ce își dorește. Nu trebuie să-i mai fie frică vreodată. Pentru că am reușit împreună cu el să facem multe lucruri. Foarte multe lucruri. Deci din panica imensă care am simțit-o pe toate domeniile vieții mele, adică vorbim de faptul că, deși conduceam, eu nu ieșisem niciodată din oraș cu mașină. Și a trebuit să merg la un moment dat la o prietenă în vizită la o oră distanță și am făcut atac de panică pe drum. Pentru că eu nu făcusem asta până atunci. Nu-ți mai spun de faptul că eu trebuia să vin în România. Am venit după 8 ani de zile cu mari atacuri de panică. Iar acum călătorim singuri, eu și copilul. Și suntem foarte bine. Maria Foca, îți mulțumim foarte mult. Ca să trăim frumos, ca să trăim bine, întotdeauna trebuie să ne înțelegem copilul din noi. Acceptați-vă copilăria și dacă găsiți ceva ce nu a fost frumos, mergeți, retrăiți momentul ăla și împărtășiți-vă această experiență cu voi înșivă. Așa veți trăi mai bine, mai frumos, mai trainic. Vă mulțumesc că a stat și azi în oglindă.